Ieri, prin intermediul numărului de urgență 112, s-a anunțat faptul că într-un apartament din blocul 8 de pe șoseaua Tineretului se află blocată o fetiță. Alarma a fost dată de mama copilei, speriată de faptul că fata de 9 ani ar fi putut păți ceva. La fața locului s-au deplasat echipaje ale poliției și pompierilor. Cu ajutorul unei scări culisabile, un pompier a intrat în apartament pe un geam de la balcon, după care a deschis ușa apartamentului. Vecinii spun că este pentru prima dată când are loc o astfel de intervenție la ei în bloc. Venind de la servicii, părinții, văzând că copilul nu răspunde la telefon, insistând la ușă, bătând, strigând de jos, văzând că nu răspunde, s-au panicat. A alarmat vecinii că dacă a văzut-o la scară sau așa, cu vreo 10 minute înainte să iasă maică-sa de la serviciu, a sunat-o, ea zis că citește în casă, învață că are mâine lucrare de control, ceva de genul. Și a dormit cu cartea și cu telefoanele lângă ea, profund, și s-a speriat exact când a intrat pompierii, că au auzit geamul spărgându-se în rest. Intervenția oamenilor legii a avut un final fericit. Fetița, în vârstă de 9 ani, dormea liniștită în pat, însă cea care a tras o sperietură zdravănă a fost mama sa.